asta? Care vrei tu? Asta? Școala din parc găzduiește zilnic zeci de copii care participă la atelierele atent pregătite. Astăzi, în foișorul din parcul Marghiloman, micuții s-au bucurat la un atelier de brățări. Așa cum v-am obișnuit, școala din parc îi aduce pe copii în aer liber. Este plin de activități care să îi scoată din casă, să-i facă să se concentreze pe motricitate fină, dar și motricitate grosieră. Pentru că ne-am propus anul acesta la școala din parc să ne uităm foarte mult la ce abilități dezvoltăm în copiii noștri și să-i ținem cât mai mult în aer liber, în natură. Vedem cu mare bucurie că din momentul în care am hotărât să extindem școala din parc și să organizăm activități în Parcul Tineretului, în Parcul Marghiloman și urmează și în Parcul Crâng, ne bucurăm de un număr foarte mare de copii care vin alături de bunici, vin alături de părinți și lucrează la atelierele pe care facilitatorii noștri le-au pregătit. Avem activități de la 9 dimineața până la ora 12, atât în Parcul Marghiloman, cât și în Parcul Tineretului, iar de la ora 17, în Parcul Marghiloman, avem ateliere specializate, cum ar fi atelierele de artă actorului sau de art therapy, sau spectacole pe care le avem sâmbătă, duminică, în funcție de cum ne permite vremea. Noi anunțăm în programul Școala din Parc, în fiecare luni, va exista acest program publicat pe pagina de Facebook Școala din Parc Buzău, precum și un afiș care va fi postat la avizierele din Parcul Tineretului și din Parcul Marghiloman cu programul pe toată săptămâna, astfel încât bunicii, părinții și copiii pot consulta programul și își pot alege activitățile la care doresc să participe. La Vila Albatros mai este organizată și expoziția Muzeului Itinerant Perpetuum Țăndărică, iar doritorii o vor putea vizita până pe data de 27 iunie, între orele 9 și 16. Am început pe 1 iunie, atunci când am deschis oficial sezonul Școala din Parc cu așa o presesiune a Festivalului Antante. Când am inaugurat această expoziție a Teatrului Țăndărică, este vorba de o expoziție de păpuși create pe parcursul la 80 de ani de existență a Teatrului Țăndărică, care cuprinde o serie de marionete și de păpuși care au fost folosite în spectacolele pentru copii. Este o expoziție impresionantă de care s-au bucurat deja mulți copii din municipiul, dar și din județul Buzău. Am avut chiar vizitatori și din alte orașe care au venit să vadă expoziția. Este încă disponibilă în Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, în Vila Albatros, cum îi spunem noi clădirii, de fapt care este numele ei oficial, pentru că va fi strânsă pe 27 iunie, astfel încât mai poate fi vizitată și săptămâna aceasta de către copii. Pentru a fi la curent cu activitățile desfășurate, buzdoienii sunt invitați să urmărească pagina de Facebook a Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, dar și a școlii din Parc Buzău, unde pot vedea programul pentru fiecare săptămână.